După achiziționarea lui Denis Alibek de la Internaționale Milano, Astra dă o nouă lovitură pe piața transferurilor. Oficialii echipei Giurgiu Vene au plătit jumătate de milion de euro oțelului Galați pentru mijlocașul ofensiv Laurențiu Iorga, campion al Ligii 1 în sezonul 2010-2011. În vârstă de 25 de ani, Laurențiu Iorga a bifat 6 sezoane în Liga 1, toate la oțelul Galați, 170 de meciuri și 20 de goluri. Mijlocașul a jucat și de 7 ori pentru Naționala de Tineret a României, pentru care a marcat un gol. De asemenea, Laurențiu Iorga a evoluat în toate cele 18 etape din acest sezon, punctând în meciul dintre Oțelul și Dinamo. Vara trecută, mijlocașul se afla pe lista Stelei, fiind unul dintre preferații patronului Gigi Becali, însă transferul nu s-a mai materializat după ce Becali a fost încarcerat. La capitolul plecări, Astra s-a despărțit în această iarnă de ganezul Iuraia Asante și portughezul Pedro Santos. Aceștia au revenit la formațiile de care aparțineau, Etoile du Sahel, respectiv Sporting Braga, după ce n-au convins în prima parte a sezonului. În plus, Alexandru Giurgiu și Sergiu Ungurean nu vor fi luați în cantonamentul din Spania, aceștia urmând să fie cel mai probabil împrumutați.